Unul din cele 28 de proiecte de hotărâre ce va fi discutat, analizat și votat la ședința ordinară de joi a Consiliului Local este cel privitor la rectificarea bugetului local pentru anul 2014. Edilul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a exprimat speranța ca aleșii locali să voteze acest proiect important. Majoritatea banilor vor fi direcționați către unitățile de învățământ din municipiu. Având în vedere faptul că am avut încasări bune la primele 5 luni la impozitul pe clădiri, persoane fizice, juridice, unde s-a depășit chiar 100% la perioada respectivă, la 5 luni, avem posibilitatea să mai facem niște rectificări bugetare din venituri. O parte din acești bani, mai exact 1.140.000, respectiv 11 miliarde de lei vechi, vor merge la unitățile de învățământ, la cheltuieli de bunuri și servicii, chiar dacă bugetul la școli pe acest an este mai mare decât bugetul pentru anul 2013, banii tot nu ajung și aici am spus-o și altă dată, sunt o categorie de școli, fostele licee industriale, care au foarte multe clădiri, care au foarte mari consumuri energetice și aici mă refer la Colegiul Petru Mușat, la Liceul Industrial numărul 2, cum era cunoscut altă dată, Colegiul Ioan Național în Cuza, Liceul Industrial numărul 1 sau Colegiul de Industrie Alimentară, unde vom suplimenta sume la Petru Mușat 320.000 de RON, cu alte cuvinte 3.200.000, la industria alimentară 168 lei RON, la Colegiul Ioan Cuza 100.000 de lei RON. Sunt sumele cele mai mari care merg la cele 11 miliarde la școli. Trebuie să analizăm în continuare posibilitatea să vedem cum vor funcționa aceste colegii în anii următori, pentru că, din punctul meu de vedere, au un excedent de spații, de cămine acolo, trebuie făcute reorganizări, nu știu, poate mai trebuie externalizate. Știu că universitatea este interesată să mai preia o serie de aceste cămini de la unitățile de învățământ și să găsim o soluție, pentru că cheltuielile sunt foarte mari. În cazul ședinței, primarul Sucevei va cere vot favorabil din partea consilierilor locali pentru a da secției de cardiologie a Spitalului Județean suma de 2 miliarde de lei vechi. O altă poziție importantă la rectificare este suma de 200.000 de lei RON, cu alte cuvinte 2 miliarde de lei vechi, la Spitalul Județean, la secția cardiologie. Aici, sigur, plătim la Spitalul Județean secția cardiologie în colaborare cu acea clinică privată de cardiologie, unde se fac intervenții chirurgicale pe cord și vrem să salvăm cât mai multe vieți omenești. Noi și anul trecut, Primăria Municipiului Suceava, tot prin asociere cu Consiliul Județean, am dat 1,5 miliarde la secția de cardiologie. În acest an vrem să dăm 2 miliarde. Sper ca domnul consilier să aprobe aceste sume în ședința de Consiliul Local de mâine. Noi de-a lungul anilor am dat sume importante la Spitalul Județean, mai puțin în ultimii ani, pentru că odată cu trecerea în subordinea Spitalului la Consiliul Județean, din punct de vedere legal, dăm mai greu bani la Spitalul Județean decât dădeam înainte, când dădeam capitolul de sănătate. Acum trebuie să dăm prin Consiliul Județean, trebuie să prindem și noi liste de investiții. E mai delicat, mai greu de lucrat cu Spitalul Județean în subordinea Consiliului Județean. Noi chiar am avut și demersul la vremea respectivă să putem lua o parte, de exemplu, secția de psihologie, de psihiatrie, din cartierul Burdujeni, să luăm în subordinea primăriei municipiului Suceava, să avem și noi posibilitatea să finanțăm direct spitalul. Dar, sigur, au fost discuții care deocamdată n-au fost materializate. Eu vreau să spun că de-a lungul anilor noi am contribuit tot timpul la Spitalul Județean și faptul că spitalul arată bine, un merit l-are și Primăria Municipiului Suceava și o spun cu toată sinceritatea, în primii ani de când am fost primarul Municipiului Suceava, după anul 2004, atunci când spitalul era în Ministerul Sănătății, municipalitatea dădea mai mulți bani decât Consiliul Județean.